Pe parcursul a două luni, o delegație formată din reprezentanți ai Consiliului Local al Tinerilor și al Seniorilor, împreună cu doctorul Cosmin Georgescu, a poposit în liceele Giurgiu Vene și a cooptat pe elevi în concursul Știi și Câștigi, organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar și Biblioteca Județeană. În săptămâna dedicată sărbătoririi zilelor orașului, competiția de cultură generală a ajuns la final, acțiune ce s-a desfășurat la Centrul Cultural Ion Vine. Elevii au răspuns la întrebările formulate la întâmplare de către doctorul Cosmin Georgescu, acumulând astfel puncte prețioase. Care era numele mic al unui cunoscut explorator și navigator, al cărui cel la nume era Diaz, a început cronometru. Care? Boris, eu nu prea văd liceu ca fel, dar nu știu. Ce nume? Liniuță la Balbu, Liniuță la Mănescu și Liniuță. Aplaudați liceul teologic. Răspuns corect. În etapa finală a concursului s-au confruntat câștigătorii din clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a și a 12-a, desemnați în etapa pe liceu de la Liceul Tehnologic Ion Barbu, Liceul Teoretic Tudor Vianu, Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, Colegiul Național Ion Maiorescu și Seminarul Teologic Teoctist Patriarhul. Pentru a acumula și mai multe puncte, elevii au trecut de o rundă de întrebări față în față cu doctorul Cosmin Georgescu. Te rog să-mi spui în ce zi e Bobotează? 6 ianuarie. Te rog să-mi spui ce se înțelege prin blagoveșenie. 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 Blagoveșenie înseamnă o binecuvântare, înseamnă o zicere de vie. Andra Cristea, Alexandru Preda, Andra Moisei și Cătălin Necula sunt cei patru câștigători ai concursului Știi și Câștigi. Elevii au demonstrat că au cultură generală bogată și pentru asta au fost răsplătiți cu premii în bani și cărți.